Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne astăzi la o ediție specială. În fața dumneavoastră am adus-o pe doamna avocat, secrierul Ana Corina. Face parte... Bine ați venit, doamna avocat! Bine v-am găsit! Face parte din baroul avocaților din București și din Vrancea. Și să îi dau voie să se prezinte, o să vă spună doamna avocat cu ce ocazie la Piatra Neamț. Cu ocazia invitației pe care am primit-o de a face parte din vorbitorii de la un eveniment foarte frumos pe care l-ați organizat aici în orașul dumneavoastră, un simpozion despre familie, un lucru care ar trebui să preocupe pe toată lumea, un simpozion în care cei invitați au fost lăsați să spună ce părere au despre faptul din zilele noastre dacă familia mai este sau nu celula de bază a societății românești. Domnul avocat, din punctul meu de vedere, și sper să nu deranjeze pe nimeni ce spun, știu că suntem cu toții creștini. Dumnezeu din Biblie reiese din Geneza că Dumnezeu a făcut pământul, apoi l-a făcut pe Adam și din coasta lui pe Eva. Și din punctul meu de vedere, cred că asta este familia tradițională românească și nu numai. Pentru că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, nu se poate trăi fără să fim o familie dintr-un bărbat și o femeie. Haideți să vorbim puțin care sunt aspectele critice ale acestui subiect. Sunt mai multe aspecte. Cele mai multe ar trebui să fie pozitive. Familia este un cadru în care fiecare dintre noi ne împlinim. Dacă nu este așa, înseamnă că trebuie să luăm toate măsurile care se impun ca ea să devină acel cadru în care copiii cresc întregi, împliniți, fericiți, educați, în care soții se ajută unul pe celălalt, în care familia în sine reprezintă un suport pentru societatea în care ea se formează, la fel cum și viceversa e la fel de adevărat, societatea trebuie să fie un suport pentru familie. Astea ar fi aspectele pozitive care ar trebui să primeze. Aspectele critice ale discuției din ziua de astăzi sunt izvorâte în principal din faptul că în România avem o definiție a căsătoriei în codul civil și o altă definiție a căsătoriei în Constituție. Acum, este foarte adevărat că familia decurge nu doar din căsătorie. Căsătoria este doar unul dintre modurile de întemeiere a unei familii. Noi, creștini, spunem că e modul cel mai fericit. Și nu numai creștinii, și legea spune că este atât de bine unui copil într-o familie întemeiată pe căsătorie, încât, știți ce spune legea? Încât asimilează regimul juridic pentru copiii din afara căsătoriei cu regimul juridic al copilului din căsătorie. Cu alte cuvinte, această dispoziție este dovada legală cea mai importantă, că din punct de vedere legal, din punct de vedere juridic, căsătoria este cadrul cel mai propice, cel mai bun, cel mai complet pentru existența unui copil. Însă realitatea socială e mai mult decât idealul transpus în lege. Și realitatea socială pe care legea o recunoaște ne arată că familia se întemeiază nu doar pe căsătorie, ci și pe rudenie, da? Și pe afinitate, și pe simpla filiație, mama care naște un copil dintr-o relație de iubire, bunicii care cresc copilul părinților care sunt plecați, da? Sau care nu mai sunt. Cu alte cuvinte, nu putem limita familia
la căsătorie. În schimb, putem să pornim de la premisa că legea însăși constată că în căsătorie familia este ea completă, fără să recunoaștem mai puțin celelalte forme de familie monoparentală sau, eu știu, chiar fără părinți, în condițiile în care copiii cresc, repet, cu terți. Definiția căsătoriei, astfel contextualizată ea în ansamblu familiei, ca doar ca o bucată din familie, definiția căsătoriei în România este diferită în codul civil față de Constituție. Și de aici decurge aspectul care pentru societatea românească a devenit unul dintre cele mai frământate sub aspectul caracterului greu de a înțelege de ce nu se dă eficiență voinței juridice a 3 milioane de români. În codul civil avem o definiție a căsătoriei în sensul că ea este uniunea dintre un bărbat și o femeie. Ba mai mult decât atât, codul civil constată că e condiție de nevaliditate a căsătoriei dacă cei doi soți nu au sex diferit. În Constituția României avem o definiție a căsătoriei care sună, care raportează, care corelează uniunea nu între un bărbat și o femeie, ci între doi soți. Nici măcar doi nu le spune, între soți. În condițiile în care, fac o paranteză, de curând, anul trecut, a fost legalizată căsătoria între patru persoane, într-un stat. Da? Deci, nici sub aspectul numărului, nici sub aspectul genului, Constituția României nu ne definește cei doi soți, ci căsătoria este între soți. Acest lucru, pe de o parte, este diferit de codul civil, Constituția fiind legea fundamentală a unui stat, fiind legea supremă, fiind legea în care o dispoziție e proteguită, e protejată la cel mai înalt nivel. Ca să înțelegeți cât de importantă este o normă constituțională comparativ cu o normă națională, vă dau un simplu exemplu. Nu doar că ea este deasupra, Constituția este deasupra legilor naționale, adică deasupra codului civil. Adică am o definiție în Constituție între soți care are valoare juridică mai mare decât valoarea definiției juridice din codul civil care spune că este între un bărbat și o femeie. Dar nu doar prin raportare la legea națională vă spun că e, cât de este ea de importantă, ci și prin raportare la convențiile și tratatele internaționale, care sunt deasupra legilor naționale, fără să fie și deasupra Constituției. Deci, orice tratat, orice lege, orice convenție internațională este infraconstituțională. Adică, indiferent ce prevede ea, nu poate trece peste Constituția unui stat. Și atunci, în aceste condiții, văzând că avem o diferență între definiția juridică a căsătoriei în legea noastră națională față de definiția juridică a căsătoriei din Constituție, spunem noi definiția constituțională a căsătoriei, atunci, în 2015, a fost demarată această inițiativă cetățenească, însușită de aproape 3 milioane de români. Inițiativă care are drept scop constituționalizarea definiției din codul civil. Dacă vreți, copierea definiției din codul civil în Constituție. Acesta a fost momentul de început a ceea ce ar fi putut să fie și noi încă mai credem că într-un stat de drept, sperând că trăim, este încă cel mai frumos lucru din istoria recentă a României. Pentru că niciodată în istoria României nu a mai avut loc un demers de o asemenea învergură, atât de riguros juridic, atât de bine respectat din punct de vedere al dispozițiilor legale. Și fac o paranteză mică și spun că legea inițiativei cetățenești prevede un goblen de aspecte, de detalii care trebuie respectate pentru ca o astfel de inițiativă cetățenească să fie avizată constituțional de Curtea Constituțională.
Ei bine, închid paranteza, această inițiativă cetățenească a respectat întreg acel goblen de detalii juridice, în așa fel încât, după ce între decembrie 2015 și mai 2016 s-au strâns cele 3 milioane de semnături, în iulie 2016 Curtea Constituțională a avizat juridic această inițiativă cetățenească. Au trecut de atunci 2 ani, da? Intrăm, mai avem câteva luni și se împlinesc 3 ani de la demararea inițiativei cetățenești. Și cu toate acestea, nu avem un referendum. Acesta este un aspect profund critic al protecției acordate familiei în societatea românească. Nu e posibil să strângi 3 milioane de semnături, nu e posibil ca instanța constituțională să constate că ai făcut acest lucru corect din punct de vedere juridic, nu e posibil să fie aprobat proiectul în Camera Deputaților cu o majoritate copleșitoare și după 3 ani de zile să nu ai încă un referendum. Ca să înțelegeți cât de critic este acest aspect, vă prezint o comparație cu societatea civilă din Croația, care în mai a anului respectiv, cred că 3 ani în urmă sau 2 ani, în luna mai a strâns 700.000 de semnături pentru aceeași inițiativă cetățenească de definire constituțională, deci de definire în Constituție a căsătoriei și pe 1 decembrie aceluiași an a avut referendumul. Deci în mai au strâns semnăturile și pe 1 decembrie au avut referendumul a aceluiași an. Iar în România, în noiembrie 2015, începem să strângem semnăturile, terminăm de strâns semnăturile în mai 2016 și suntem, iată, ne apropiem de aprilie 2018 și nu avem referendum. Ba mai mult, tocmai am auzit declarația de la cel mai înalt nivel în România, da? Deci de la cel mai înalt nivel, președintele țării, care a spus că luna mai e o lună foarte frumoasă, dar nu neapărat pentru referendumul. Acesta reprezintă un aspect profund critic. Dacă într-o societate familia nu este ocrotită nici măcar la nivelul ăsta juridic, dacă cei care apără valoarea familiei sunt catalogați ca fiind religioși, deși nu există nicio legătură decât aceea intimă în sufletul fiecărui om, care asociază valoarea credință cu valoare familie. De ce? Pentru că a dobândit credința în cadrul securizant al familiei și al bisericii din care el face parte. Dar altfel, de unde până unde s-a ajuns să etichetezi pe cineva care apără valoarea familie ca fiind fundamentalist, habotnic, religios și alte etichete, putinist, rusofil, neoprotestant, în toate felurile posibile veți auzi că sunt etichetați cei 3 milioane de români doar pentru că au îndrăznit să spere că o definiție din codul civil poate fi copiată în Constituția României. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Bun, se va face un referendum. Va avea loc acest referendum, probabil, din câte am înțeles eu de la conducerea țării, domnul Dragnea a spus undeva în luna mai. Nu știu dacă va fi atunci sau va fi mai devreme sau va fi mai târziu. Ce trebuie să știe, acesta este un flyer care a fost prezentat la simpozionul pentru Coaliția pentru Familie. Vreau să vă întreb ce trebuie să știe românul vis-a-vis de acest referendum. Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră. Fiecare dintre noi trebuie să știm că avem dreptul să ne spunem părerea cu privire la ce credem noi că înseamnă căsătorie în România. Indiferent dacă avem o opinie aceea a celor 3 milioane de români care cred cu tărie că în România căsătoria este realizată prin uniunea dintre un bărbat și o femeie, sau dacă avem altă opinie. Doar că e un mod corect, un mod drept de a ființa într-o societate, acela de a te duce și a-ți exprima această opinie. Am asistat la exprimarea unor opinii în spațiul public în ultimul timp,
în sensul în care se instigă la boicot împotriva acestui referendum. Nu doar în sensul de a nu fi organizat, așa cum a declarat președintele țării, nu, ci în sensul în care, dacă va fi organizat, să fie instigați oamenii să nu se prezinte la referendum. Ca atare, ceea ce noi toți trebuie să știm în primul și în primul rând, este că este de datoria noastră ca cetățeni ai acestei țări, ca părinți, ca bunici, ca viitori părinți, ca români, dacă ne simțim români, să ne ducem la referendum și să ne exprimăm acolo părerea noastră. Ce mai suntem noi? Ce părere avem noi despre noi? Cum credem noi în România că este căsătoria? Este ea relația dintre un bărbat și o femeie? Așa cum învățam noi, nu? Că atunci când se întâlnește un bărbat și o femeie, se oprește universul în loc. Frumos spus, frumos, da. Spus, nu? Așa-i. Sau e posibilă în orice altă formă? Pentru că în prezent, în Europa, există state care au legalizat căsătoria între persoane de același sex. De aceea, 13 state înaintea noastră au simțit nevoia să-și constituționalizeze definiția. Adică au simțit nevoia să ridice la rangul constituțional această definiție între un bărbat și o femeie. Așa s-a ajuns la un referendum în Croația, așa s-a ajuns în Polonia să se întâmple acest lucru la nivel parlamentar, deci n-a fost nevoie de referendum, parlamentarii în Parlament au hotărât lucrul acesta. Deci noi nu suntem primii în Europa care simțim această nevoie să ne protejăm familia prin căsătorie, în sensul de a defini și în Constituție căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie. Nu! 13 alte state au făcut-o înaintea noastră. Atunci când vi se va spune că românii se poziționează la o extremă a Europei, că nu suntem în trend, că suntem înapoiați, este adevărat. Sunt foarte multe state înaintea noastră care și-au luat această marjă de siguranță și și-au dus în Constituție definiția căsătoriei între un bărbat și o femeie. Asta încercăm să facem. Pentru că dacă va fi în Constituție, chiar dacă există familia fundamentată pe relații de conviețuire socială neconsacrate juridic, deci care nu sunt consemnate într-o căsătorie, chiar dacă noi știm că realitatea socială demonstrează că nu suntem unici, că suntem diverși și că în asta constă frumusețea. De asta ne-a lăsat Dumnezeu atât de diferiți unul de altul pe pământ. Dar dincolo de aceste detalii și de aceste diferențe, a proteja o instituție atât de importantă cum e căsătoria, prin definiția ei în Constituție, nu reprezintă un act de fundamentalism, ci reprezintă un act de maturitate. De maturitate juridică, de maturitate socială, pentru că din căsătorie îți decurge continuitatea socială, da? De maturitate democratică, și iată că aici avem un aspect profund critic, dacă după 3 ani de la o asemenea inițiativă cetățenească nu avem un referendum, înseamnă că avem o mare problemă cu această maturitate democratică și nu în ultimul rând de maturitate socială sub aspectul relației dintre majoritate și minoritate. Pentru că, vedeți, problema aceasta a definiției constituționale și a inițiativei cetățenești și a familiei ca celulă de bază a societății, problema aceasta nu există raportat la persoane care nu agrează căsătoria. Sau nu există raportat la persoane care au o altă orientare sexuală decât orientarea heterosexuală. Nu. Problema aceasta s-a născut atunci când familia a fost profund vulnerabilizată. De ce anume? De un anumit tip de ideologie care a plasat familia într-o lumină, într-o lumină defavorabilă, ca și cum în familie ca și cum familia ar fi un spațiu constrângător,
ca și cum familia ar fi spațiul în care nu i-ar fi omului cel mai bine. Ca și cum familia ar fi spațiul în care copilul nu crește liber. Și iată, venim noi din exterior și îl învățăm pe copil ce trebuie să creadă, pentru că familia nu este un spațiu propice dezvoltării libere a copilului. Aceasta nu este, să știți, o divagație. Aceasta nu este o speculație. Aceasta se întâmplă zilele acestea la noi în țară. Știți, de exemplu, că s-au pus în discuție planurile cadru pentru învățământul liceal, în care una dintre propuneri este de disciplină, este dimensiunea de gen de-a lungul istoriei. Repet, dimensiunea de gen de-a lungul istoriei. Dacă vreți să detaliez, las că m-ați băgat în ceață, n-am înțeles nimic eu, nu știu ce o înțelege. Nu vă detaliez, vă citesc din preambulul necesității acestei discipline, în care autorul, cel care a conturat disciplina, într-un alt paragraf, spune exact așa: în timp ce familia, biserica, societatea sunt factori care aduc prejudecăți, preconcepții, constrângeri în mintea și educația copilului, privitoare la gen, această disciplină ar putea să îl lumineze pe copil și să afle copilul adevărul despre gen. Pentru că genul acum este probabil noțiunea cea mai des folosită, cel puțin la noi în țară, cel puțin în spațiile unde au penetrat pur și simplu cu ideologia de gen spațiul educativ școlar. Genul nu mai este ceea ce credeați sau nu mai este ceea ce am învățat la școală. Potrivit statutului de la Roma, genul era corelat cu datul biologic al fiecăruia. Te-ai născut cu sexul femeie, ești genul feminin. Te-ai născut bărbat, ești bărbat. Nu. Potrivit articolului 3, litera C din Convenția de la Istanbul, care se numește Convenția pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Potrivit articolului 3, litera C din această convenție, ratificată de România în 2016 și respinsă de la ratificare de țările din jurul nostru, și nu numai din jurul nostru, și de Liechtenstein, și de Luxemburg, și nici Cehia n-a ratificat-o, nici Marea Britanie n-a ratificat-o, potrivit articolului 3, litera C, genul nu este datul biologic, genul este un construct social. Cu alte cuvinte, eu sunt genul, potrivit acestei convenții, eu sunt genul în care mă identific. Nu sunt genul în care neapărat m-am născut. Iar această definiție este urmată de două obligații pe care și le asumă prin această convenție statul care o ratifică. Articolul 12 din convenție spune: statul care o ratifică se obligă să promoveze schimbarea modelelor sociale, culturale și de comportament bazat pe rolurile stereotipe de gen, adică femeie-bărbat. Iar articolul 14 spune că statul trebuie să introducă la toate nivelurile de educație materiale suficiente didactice despre rolurile nestereotipe de gen. Doamna avocat, credeți-mă, eu sunt uimită de ce aud. Am auzit destul de multe lucruri care nu... n-aș vrea să le comentez acum în ceea ce privește educația în școli. Vom vorbi puțin mai multe despre asta după o pauză de publicitate, pentru că musai trebuie să luăm publicitate. Și atunci o să înțelegem, cum ne explică doamna avocat, ce e de făcut, ce să facem noi și ce e bine de făcut pentru viitorul țării noastre. Așadar, luăm publicitate și ne referim imediat. Revenit după pauza de publicitate și vreau să o întreb pe doamna avocat ce e de făcut. Pentru că acest subiect este destul de grav, este un lucru care ne afectează extraordinar de mult copiii noștri ai țării noastre, îi bulversează total vis-a-vis de ceea ce
trebuie să aibă ei noțiunea despre ce înseamnă să fii așa cum te-ai născut și ce rol are biserica aici. Ce e de făcut? În primul rând, trebuie să fim foarte informați. Au fost activități educative care s-au derulat cu copiii. 120 de liceeni au fost duși pe bază de liste în București în luna ianuarie, pe 19 ianuarie, la un film cu scene calificate de unii specialiști ca fiind pornografice, scene homosexuale, pornografice. Nu știu dacă așa este sau nu, că nu am văzut filmul, dar era evident că era cu explicit, cu conținut explicit sexual, așa erau declarate de cei care au promovat filmul în rândul liceenilor. Filmul a fost promovat, deci, de asociații care militau pentru drepturile minorităților de acest gen, în parteneriat probabil cu școala, pentru că dacă au fost duși pe bază de liste, era evident că era implicat și factorul educativ. Iar acest tip de eveniment, care s-a repetat de altfel și la Vrancea, unde o persoană trans a fost dusă în baza unui protocol făcut cu tot cu școala. Protocol care nu avea drept obiect acest lucru, era ceva legat de dezvoltare personală, adică nu era titulatura, era una generoasă cu drepturile femeilor sau mai poate fi titulatura combaterea discriminării împotriva căreia cu toții suntem împotrivă, da? Deci nimeni nu e pe... Eu nu cred că există un cetățean normal care să aibă o altă opinie despre discriminare decât cea din lege, respectiv că discriminarea trebuie combătută. Dar subtitulaturi de acest gen generoase au fost duși copiii, repet, care au auzit, cărora li s-a prezentat, vă citez: eu azi sunt heterosexual, mâine sunt homosexual, pot fi trans, romantic, nu știu, experimentați și voi. În activități, repet, am închis ghilimelele, în activități sub egida școlară. Cu alte cuvinte, răspunsul la întrebarea dumneavoastră ce e de făcut este, primul răspuns este acela de a fi informați. Ca părinte, ai dreptul să îți educi copilul, dreptul constituțional, deci e prevăzut în Constituția României, de a-ți educa copilul potrivit propriilor tale valori, propriilor tale convingeri. Da? Mai mult, potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului, articolul 26, alineatul 3, părintele are dreptul prioritar, deci are preeminență în alegerea formei de învățământ. Articolul 2 din protocolul la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cu alte cuvinte, există acest drept al părinților de a fi informați. Problema este, părinții conștientizează că de gradul lor de informare depinde ceea ce trăiesc copiii lor? Asta e problema. Iar aici vă spun, chiar dacă noi spunem, există o ideologie care vrea să se imprime și să vină așa ca un tăvălug asupra noastră și să atenteze direct la mințile și sufletele copiilor noștri. Bun, așa este. Dar noi suntem suficient de conștienți că de lipsa noastră, că pe lipsa noastră de informare se construiesc toate aceste lucruri? Adică acest melanj de termeni, sunt tolerant, am încredere în ce învață la școală, am încredere în activitățile educaționale. Acest melanj de... Acest fel de a relativiza termenii. De exemplu, câți dintre noi știm că egalitate de gen nu înseamnă egalitatea femeii cu bărbatul? Deci, în lumina noțiunilor juridice pe care vi le-am
expus anterior, egalitatea de gen nu este egalitatea dintre femeie și bărbat sau egalitatea de șanse. Nu. Egalitatea de gen este aceea care îmi dă mie dreptul să fiu în mod egal orice gen vreau eu. Adică egalitatea de gen, mai pe românește spus, înseamnă anihilarea oricărei diferențe între femeie și bărbat. Știți câte genuri găsiți acum pe internet declarate ca fiind? Peste 100. Peste 100 de genuri în care ceea ce noi considerăm heterosexualitate, da? Genul în care ne-am născut, că suntem exact genul în care ne-am născut, este calificat, e undeva pe la mijloc, printre alea 100, e undeva pe la mijloc, se cheamă cisgender. Asta li s-a explicat copiilor de la Vrancea în februarie. Sau dacă sunteți cis, adică copilul meu sau copiii mei, da? Sau copiii telespectatorilor dumneavoastră care cred că dacă merg la școală sau merg cu școala, atunci totul este în regulă. Deci nu e nevoie să fac eu efortul să mă informez ce înseamnă titulatura activității pentru care mi se cere acordul, dacă mi se cere acordul. Pentru că la Vrancea s-a cerut acordul părinților cu 12 ore înainte de eveniment, după ce s-au sesizat părinții. Da? Deci e foarte importantă această informare de către părinți. Această conștientizare a faptului că lupta nu mai este pe un tărâm pe care noi ne așteptam să fie, ci este pe un tărâm mult mai sensibil și mult mai greu până la urmă de dus. E pe tărâm cognitiv, e pe tărâm emoțional, e pe tărâmul valorilor lupta. Adică atât de mult nu ne-am protejat aceste valori un sfert de veac, încât ne-a ajuns la modul cel mai figurat vorbind, cuțitul la osul valorilor, știți? Dacă nici acum nu reacționăm, înseamnă că nu e nicio problemă, avem exact ceea ce merităm. Să ferească Dumnezeu să ajungem într-o situație de a nu ne mai cunoaște între noi și să fie așa un haos total, pentru că până la urmă, din câte și nu văd numai eu lucrul ăsta, cred că văd și telespectatorii și toată lumea ce se întâmplă de fapt de la Revoluție încoace. Democrația a fost greșit înțeleasă. Nu știu până la urmă dacă nu sunt un om care să fie iubit epoca Ceaușescu, dar cred că Ceaușescu se întoarce în mormânt. La simpozionul dumneavoastră de aici, foarte bine a sesizat unul dintre vorbitorii, dacă nu mă înșel, domnul senator Titus Corlățean, faptul că nu doar conștientizarea și informarea este o soluție, prima soluție pe care eu o tot spun, dragi părinți, fiți atenți și citiți atent și întrebați ce înseamnă rol de gen, ce înseamnă egalitate de gen, da? Rolul de gen nu este ceea ce credeți, rolul de gen este că mi-asum ce rol vreau eu. Apropo, copiilor li se explică faptul că o mamă este mamă doar pentru că joacă rolul de mamă. La fel de bine acest rol îl poate juca oricine altcineva. Da? Deci asta înseamnă rol de gen. De altfel, părinții din Vrancea la acest termen s-au sesizat. Au citit în presă că la activitatea respectivă liceenii din Vrancea vor învăța mai multe despre rolurile de gen. Și un părinte foarte activ a zis, nu, ce s-a astea? Că eu nu știu ce s-a astea. Și a citit ce înseamnă roluri de gen. Dar, asta încep să spun, foarte bine a sesizat unul dintre invitații dumneavoastră și anume domnul senator Titus Corlățean, că o soluție, și într-adevăr asta este o soluție care presupune o maturitate a comunității, o soluție foarte importantă, foarte bună, este implicarea asociațiilor de părinți. Pentru că, vedeți, noi creștinii avem această opinie că dacă eu în sinea mea nu sunt de acord cu ceva, înseamnă că pe relația mea verticală cu Dumnezeu am conștiința împăcată și atunci totul e bine și frumos. Problema este că noi trăim în istorie, adică noi trăim în societate. Dacă Hristos și-ar fi văzut relația cu Tatăl doar pe verticală,
da? Știindu-se pe el Fiul lui Dumnezeu, nu? Și fără păcat, nu s-ar fi urcat pe cruce. Dovada că trăim în istorie și că trebuie să trăim asumat în istorie, pe orizontala existenței noastre, este aceasta, dovada supremă. Că până și Hristos s-a urcat pe cruce, adică a trăit în istorie. Ori noi, creștinii din ziua de azi, pentru că mi-ați pus întrebarea raportată la biserică, avem această greșită înțelegere, unii dintre noi, nu spun toți, eu vă spun din experiența mea personală, ca părinte și ca... Avem această greșită înțelegere că dacă avem noi conștiința împăcată, că în bucățica mea de viață eu nu am nimic pe conștiință raportat la o chestiune sau că mă poziționez raportat la o problemă potrivit cu valorile mele, atunci înseamnă că este în regulă. Nu, nu este în regulă. Starea copilului meu depinde și de starea copiilor din jurul lui. Categoric. Starea mea la bătrânețe depinde de cum evoluează azi societatea. Acest mod de a ființa în tip enclavă, da? Că asta este. Mă enclavizez în mine sau în familia mea sau în biserica mea. Acest mod, unu, nu este sobornicesc, este anticreștin. Este un mod autist de a exista în societate. Ori, exact cum, repet, mă întorc la soluția propusă de vorbitorul dumneavoastră și mi-ar plăcea să cred că a fost inspirat de modelul de la Vrancea, unde avem o asociație de părinți de 26.000 de părinți. Adică atunci când 26.000 de părinți au făcut adresă la inspectorat și au spus, știți, noi avem încredere în actul educativ, dar noi, 26.000, nu putem să vă dăm acordul pentru... teoria identității de gen, da, propagată, pentru că asta devine școala, un instrument de propagandă, da, către copiii noștri. Adică cereți-ne și nouă mai întâi acordul. Și acest lucru a funcționat. Deci o a doua soluție, dincolo de aceea de a fi informați, dincolo de aceea de a conștientiza, o a doua soluție ar fi aceasta, să realizăm că trebuie să facem lucruri în comun, că trebuie să ne unim, că n-am nicio importanță dacă, eu știu, copiii mei sunt bine și sunt, nu renunță ușor la valorile lor sau au foarte clar în cap ce cred ei despre această valoare care este familia sau identitatea lor ca persoană, ca ființă. N-are importanță lucrul ăsta, contează noi toți cum ne poziționăm. Și acest experiment antropologic, pentru că asta este, să vină cineva și să-ți spună la vârsta la care n-ai discernământul format că tu poți fi orice vrei tu, acesta este un experiment antropologic. Ei, acest experiment antropologic cu care ne confruntăm reprezintă oglinda care ni se pune în față pentru a ne vedea pe noi înșine. Putem să ne apărăm? Înțelegem ce ni se întâmplă? Sau mergem și următorul sfert de veac în același fel în care nici măcar o asociație de părinți care să își unească ce anume? Puterile în slujba acelorași valori. Vedeți? Singura formă de comuniune a noastră a mai rămas în bisericile noastre. Nu e normal așa ceva. Dacă spunem că ținem la valoarea noastră, nu e normal să mă regăsesc în valoarea mea doar în liniștea bisericii din care fac parte. Nu, e normal să mi-o afirm și în societate, pentru că m-ați întrebat de biserică. Hristos a zis, cine va mărturisi pentru mine, pentru acela voi mărturisi și eu. Iar a aduce atingere identității ființei umane, care este chipul lui Dumnezeu, da? Noi așa credem, că omul este chipul lui Dumnezeu. Și a venit și a spune, tu nu ești ceea ce crezi tu că ești, adică ceea ce te-a născut pe tine mama ta, adică ceea ce te-a lăsat pe tine Dumnezeu să fii. Tu nu ești asta. Tu poți fi altceva. Ei, în acel moment, atingerea care se aduce nu este împotriva familiei, fiindcă subminează autoritatea parentală. O subminează, asta face.
Dar nu asta e cea mai gravă atingere, ci este atingerea adusă chipului lui Hristos din om. Și dacă nu mărturisim în societate pentru apărarea identității omului ca chip al lui Dumnezeu, așa cum l-a lăsat Dumnezeu pe el pe pământ, atunci înseamnă că degeaba avem senzația că trăim liniștiți la noi în familie și la noi în biserică. Confortul propriu. Nu este suficient să avem, să trăim doar în confortul nostru propriu, pentru că mai devreme sau mai târziu ne vom da cu capul de pragul de sus să-l vedem pe ăla de jos, pentru că nu am luat atitudine atunci când a trebuit. Din spectrul legislativ pe care dumneavoastră ni l-ați spus, am înțeles un lucru, dragi părinți, faceți în așa fel încât interesați-vă, documentați-vă, informați-vă ce se întâmplă cu copiii dumneavoastră la școală. Este foarte important lucrul acesta. Nu pentru că n-ar fi sistemul educațional bun, ci pentru că sunt niște nișe care duc informațiile într-un mod, după cum vedeți, de am ajuns să fim experiment pentru alții. Aș vrea să vă întreb câteva cuvinte să-mi spuneți despre familia Simicală, dacă aveți idee. E foarte important. Pentru dumneavoastră, da, știu, e o mare durere. Camelia Simicală este una dintre durerile și ar trebui să fie una dintre durerile mari ale fiecărui creștin din această țară. Așa cum toți am stat cu sufletul la gură și am plâns pentru familia Bodnariu, la fel trebuie să ducem crucea acestei dureri până la învierea ei, adică până acolo în momentul în care Mihai și Maria să fie alături de mama lor. După părerea mea, nu ne rugăm suficient de mult pentru această familie. Unu, nu facem tot ce am putea să facem, chiar dacă știu de la persoane implicate din mediul politic și mediul diplomatic, știu că s-a încercat și s-a făcut și că toate încercările s-au lovit ca de un zid. Da? Deci știu amănunte legate de povestea Cameliei Simicală și a copiilor ei, dar senzația că nu facem tot ce am putea să facem rămâne. Nu e posibil. Nu e posibil ca acești copii care au cetățenie română să fie despărțiți de atâta timp de mama lor. Deci este sfidată în primul rând convenția privind apărarea drepturilor copilului. Suntem în prezența unei încălcări flagrante a dispozițiilor care reglementează apărarea drepturilor copilului. Mihai Simicală a împlinit 12 ani. Potrivit legii finlandeze, de la 12 ani copilul este ascultat. Și cu toate acestea, el trimite acțiuni în instanță, trimite memorii, trimite plângeri și este în continuare ținut în ceea ce el cu gura lui numește ca fiind închisoarea copiilor. Este greu, dincolo de orice cuvinte, dincolo de orice, de aceea spun, nu se face suficient de mult, nu se vorbește suficient de mult despre acest caz. Oricare dintre noi putem fi în locul ei. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea cazuri. Eu aș vrea să vă mai punctez ceva înainte de a ne lua rămas bun. Care este părerea dumneavoastră despre cultura noastră? Pentru că am văzut multe piese de teatru, de exemplu, teatru care este pentru noi ceva undeva acolo sus, pe un pedestal, ce greu poți să ajungi. Am văzut că a început să decadă. După părerea mea, noi, părinții, nu folosim suficient de mult valoarea cultură în formarea copilului nostru, copiilor noștri. Și vă invit să vedeți cum am rezolvat noi această problemă la Vrancea, vă dau un exemplu la Vrancea, unde aseară s-a jucat o piesă istorică de către adolescenți, iar sala, publicul, sala plină, publicul, nu s-a auzit musca. Cultura este unul dintre elementele cele mai importante de formare a personalității unui copil.
dacă noi nu luăm în calcul elementul acesta la momentul la care el e în curs de formare, nu doar că îl văduvim de lipsă de cultură. Asta e, după părerea mea ca mamă, am 3 băieți, după părerea mea ca mamă, probabil că asta este cel mai mic, cel mai puțin efect, cel mai, cum să spun eu, cel mai puțin sub aspectul consecințelor. Da? Pentru că nu în fiecare zi îți etalezi cultura. Deci nu, asta e problema. Problema este alta. Lipsa culturii înseamnă lipsa hranei spiritului. Iar un om fără spiritul hrănit este un om cu care poți face orice. Gol. Este un om gol. Este un om gol, da. Iar acest atac la mintea și sufletul copiilor noștri, acest atac la mintea și sufletul copiilor noștri are acest scop, de a-i goli, de a avea oameni pustiți. Spunea unul dintre vorbitorii, unul dintre invitații dumneavoastră, cred că domnul deputat Daniel Gheorghe, spunea așa: dacă acest referendum pentru familie nu va avea loc, România va trăi, va experimenta o paradigmă socială complet diferită. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că noi nu vom mai fi aceiași. Noi ca oameni nu vom mai fi aceiași. Dacă nici asta nu ne interesează, dacă nici față de acest pericol nu reacționăm, atunci față de ce mai putem reacționa? Iar felul în care ne poziționăm față de acest lucru, să știți că este unul în același timp și individual și colectiv. Dacă eu mă simt bine doar pentru că eu cred corect despre o problemă și nu mă doare și cum credeți dumneavoastră, înseamnă că degeaba cred eu bine. De aceea, celălalt invitat al dumneavoastră, domnul senator Titus Corlățean, a zis: pentru acest referendum, fiecare dintre noi trebuie să fim ferment la locul unde suntem. Nu-i suficient să venim noi la referendum. Nu-i suficient. Trebuie să venim 6 milioane de oameni la acest referendum. 6 milioane de oameni. Pentru acest lucru, trebuie ca fiecare dintre noi să-i aducă pe toți cei din jurul lui la acest referendum. Deci, până la urmă, importanța acestui referendum este prezența noastră, minim de 6 milioane de oameni. Dumneavoastră aveți liberul arbitru să alegeți ce vreți în momentul acela, doar să fiți prezenți acolo. Eu sunt convinsă că românii n-au uitat că sunt români, n-au uitat că sunt creștini, nu li s-au spălat creierele și sunt convinsă că vom putea să demonstrăm că suntem o națiune unită și puternică. Eu spun că Dumnezeu este cu noi și nu o să ne lase și nici măicuța care e, țara noastră este grădina măicuții Domnului. Dragi telespectatori, v-am adus această doamnă să vă explice lucruri, pentru că dânsa este purtătoare de cuvânt al acestui demers. Acestui demers, da? Nu-mi venea cuvântul, îmi cer scuze. Și credeți-mă că nu este singurul loc unde se vorbește despre asta. La noi s-a vorbit atât cât s-a putut, s-a mediatizat și vom mediatiza în continuare cât vom putea, pentru ca tot omul să înțeleagă de ce este important să se meargă la acest referendum, să înțeleagă că de noi depinde viitorul țării, viitorul copiilor și viitorul nostru implicit când vom ajunge la o vârstă. Doamna Dana, vă mulțumesc tare mult că ați venit și v-ați deplasat de la București, de la Focșani, la Piatra Neamț. Vă mulțumesc cu recunoștință. Cu mult drag, cu mult drag. Și vă mai așteptăm în emisiunile noastre să ne spuneți noutăți. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție și pentru faptul că ați dat importanța cuvenită acestui subiect. Iată deci că ne interesează și putem face lucruri minunate împreună, uniți. Vă urăm o seară minunată. La revedere!